Amicalul cu SC Oțelul Galați, disputat miercuri în deplasare, a fost ultimul pe care Metalul Buzău l-a susținut în această pauză de iarnă. Împotriva principalei favorite la promovare din prima serie a Ligii a III-a, Metalul a cedat cu scorul de 0-2, a doua înfrângere la rând după cea din jocul cu Sporting Liești, scor 2-3, disputat sâmbăta trecută pe terenul sintetic din Crâng. Antrenorul valistan mai are la dispoziție o săptămână și jumătate să pregătească cu jucătorii săi primul meci oficial al anului pe 3 martie în prima etapă din retur, când Metalul va întâlni în deplasare echipa înainte modelul din județul Călăraș. Campioana județului Buzău a disputat în această pauză competițională 6 jocuri de verificare, în care a obținut 4 victorii și 2 înfrângeri.